Este data de 11 luna curentă și până în data de 10, adică ieri duminică, trebuia să trimit actele contabile la Socotim. Ups, scuze, Cătălin. Primul lucru de care mă ocup astăzi o să fie asta, să mă ocup de facturi. Adică să trimit pe mail facturile la firma de contabilitate, la Socotim și partea simplă e că cam 90% sunt în format digital deja, pentru că sunt facturi pe care ori le-am emis noi, ori le-am primit noi, dar sunt direct în format digital și mai trebuie doar câteva facturi să le fotografiez eu și să le trimit acolo împreună cu extrasele de cont. Da, atât. Așa că brâbâ! Și gata. Documentele trimise, factura plătită, totul de aici, de la scaunul biroului, ceea ce awesome! Mergem mai departe. Făcut între timp, Diana, o chestie extra cute. Astea. No, nu știu care ghiciți ce pot fi astea. Vă las așa și vă las timp de gândire. Și vă dau 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1... No, bun, dacă n-ați ghicit până acum despre ce e vorba, sunt chestii de control pentru cei care repară telefoane și vor să țină evidența telefonelor pe care le-au deschis și să pună câte un micro sticker în interiorul acestora. Și vă dați seama, deci so tiny, deci degetul meu for scale și aici sunt peste 1000 de stickere și omul vrut două. Deci repară ceva telefoane. Și asta a făcut Diana. De la zero. Adică, efectiv, am făcut stickerul, designul, partea de design, și pe urmă... No, print and cut. Ce fain! Așa e ce cute, îi dă mițili, țițili. Eu și scriu miau. Și am și pus aici. Nima, acolo lângă Goku. Miau. Extra cute. Miau. Aparent, Diana și exersează abilitățile de designer. Nice, nice, very nice. Îmi iau să ceară mărire de salariu. Întâi trebuie să ceară salar. That's true. Laughing in no money. O să fac o cerere pentru salar și o să mă semnez cu un sticker din ăsta. Bun, și cine o să-ți răspundă la cerere, tu sau eu? Amândoi. În momentul în care apare cererea, o să facem un consiliu din administrator și o să discutăm în consiliul de administratori cererea ta de salariu. Bine? Da! Na bun, mergem mai departe. Trebuie să fac două chestii, mai multe, dar astea două sunt mai primordiale acum. Trebuie să mai facem pentru cine le-am, știți, am făcut flutura și ăștia le-am colantat, chestii, bla bla bla. Trebuie să le mai facem, asta o să vină pe mașină pus, pe lunetă. Și numele salonului, să le mai facem un sticker care o să vină în continuare acestuia. Așa, și mai trebuie să facem pentru reprezentanța aia de Mercedes. Ne trimis acum o poză orientativă. Chestia asta, numai cu S. Nu să fie E-ul, să fie S-ul. Dar oricum o să fie doar autocolantul și o să aducă ei plăcuța pe care o personalizăm. So, illustrator time, Diana nu e aici, au plecat, așa că mă descurc singur. Mi-am pregătit proiectele, totul ok, am vorbit între timp și cu clientul, mi-a confirmat, all good. Asta e proporția care o să vină, mă rog, asta o să vină pe lunetă și noroc că am printat din astea mai mulți, adică fluturi din astea mai mulți. Pentru că nu știi când bulești unul sau se bulește sau whatever, așa că noi tot timpul ne luăm măsuri de precauție, vorba aia, să nu ne dăm mai mult de lucru decât trebuie. Și oricum, e ok, da? Bun, deci avem fluturile gata, pregătit, mai trebuie să tai textul ăsta. Ceea ce no stress, trească ăsta. Și am pregătit și pentru Mercedes. Am făcut exact asta la dimensiunea unei plăcuțe de înmatriculare. E exact dimensiunea asta și mi-a trimis clientul ca mock-up. Vedeți? Uite, cam așa o să vină proporția. Deci eu zic că îi bang on acolo. Ce fac eu cu ce-o trimis aici clientul? Doar că, na, bine, culorile sunt inversate. Așa că le pot face. Acum trebuie să-mi iau culorile, să le pun pe cutting mat, pentru că o să folosesc un cutting mat acolo, mai ales pentru Mercedes, că e proporția foarte dubașă și nu vreau să pierd prea mult material de alela.
Here we go. Și iată, o să fac pentru tablița de înmatriculare, cel pentru Mercedes. Așa că am nevoie de alb și avem aici alb. Alb. E așa. Și o să punem pe un cutting median. Ai un cutting median de mână? Hello. Ai două cutting meturi. Thank you. Și punem aici. Și aici este stickerul pentru mașină. Este așa. Și acum mai trebuie făcut ăsta Butterfly Beauty. Și ăsta este în total de 5,5 pe înălțime pe 70 lungime. Nu știu dacă ăsta e de 70 lungime. Sigur nu e. Așa că am nevoie de aici. Ai o bucată. Pentru că ăsta e de 70 pe 5,5. Nu știu, trebuie să tai de aici o bucată de un metru, că, da, pe o palmă. Habemus bucată mare. Și aici este tăiat Butterfly Beauty. Și acum trebuie să ciop, 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 ciop aici, ca să tăiem bucata în plus. Pentru că sticlul are 30 și am tăiat 1 metru, deci no, undeva la 30 de centi trebuie să ciop. Și gata și asta pentru mașină, și asta pentru salon. Et voilà. Și mai trebuie să ne punem folie de transfer. Și gata, și sticărele astea o să le predăm mâine. E ora 6:30 și ne permitem o aroganță și plecăm acasă, pentru că suntem lihniți de foame și o să ziceți că am fost leni și astăzi că n-am făcut decât 3 sticăre. Well, nu. A fost o zi din aia de mail-uri, de povești, de preluat comenzi, de... A fost de date. Aici avem o comandă de o grămadă de, nu știu, articole sportive. În jur de vreo 30. Cum? În jur de vreo 30 de articole. De personalizat. Nice. Unele față vers, altele doar pe o parte. Și-a cumpărat cineva o grămadă de echipament de sport Adidas nou original și ne-a dus aici la noi la personalizat. Și aici mai avem încă o comandă de șepcuri și hanorace cu fermoar, care pleacă tot la cel care ne-a comandat stickerele Gold, adică David, cu firma de pompe funebre. Ceea ce e very, very cool. Și mâine o să personalizăm o grămadă de șepci, de hanorace cu fermoar și echipament de sport. Nice! Așa că mulțumim că ați fost alături de noi și azi și ne vedem mâine! Ciao! Ciao!